Serviciile secrete americane dau vina pe Rusia pentru distrugerea barajului de la Kakhovka. Conform unor surse oficiale, administrația Biden lucrează la declasificarea documentelor pentru a dezvălui probele. Între timp, Zelenski acuză Rusia că ar vrea să distrugă și centrala nucleară de la Zaporojie și anunță că pregătirea ofensivei va continua. Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității, se alătură cu mai multe informații. Bine te-am găsit, Florin! Care ar fi consecințele acestei catastrofe umanitare și ecologice și economice până la urmă? Bună, Alice, cred că putem vorbi de consecințe imediate și ne referim la cele 80 de așezări care au fost inundate, la persoanele evacuate, la districtele din regiunea Kherson, unde atât oamenii cât și animalele au avut de suferit, la evacuarea cetățenilor, la golirea lacului de răcire a centralei nucleare de la Zaporojie, la dezastrul natural pentru animalele din zonă, dar cred că mult mai grave sunt consecințele pe termen lung, și anume aprovizionarea cu apă a regiunii, inclusiv a Crimeei controlată de Rusia din 2014, dar și poluarea Mării Negre, lucru care ne afectează și pe noi și văd că este o liniște totală la București. 150 de tone de produse petroliere au fost luate de apă, dar și alte tone de substanțe chimice periculoase, conform președintelui Zelenski. Acest lucru ar trebui cumva să alerteze inclusiv autoritățile din România, ținând cont că se apropie sezonul de vârf al litoralului, iar Marea Neagră ar trebui să fie mult, mult mai bine verificată și controlată apa Mării Negre. Însă cred că mai trebuie să tragem o concluzie, și anume un semnal clar de alarmă că Putin este determinat să folosească orice mijloace, inclusiv așa zisele acțiuni murdare, deoarece distrugerea unui baraj echivalează cu folosirea unei arme de distrugere de masă, conform Convenției de la Geneva, pentru a-și păstra autoritatea în Rusia, deoarece orice teritoriu pierdut în Ucraina înseamnă o cărămidă luată din soclu pe care și l-a construit în Rusia. Dacă regimul Putin vrea să supraviețuiască, Putin are nevoie de să arate rușilor o victorie în Ucraina. Deci nu va ceda absolut nimic și cred că avertizările lui Zelenski privind centrala nucleară de la Zaporojie trebuie luate în serios. Florin, dar spune-mi cum afectează distrugerea barajului operațiunile militare ucrainene. Da, am văzut că și lideri militari din cele două țări au luat așa atitudine, au avut declarații. Generalul, de exemplu, generalul Kirilo Budanov, care este șeful informațiilor militare ucrainene, a spus că contraofensiva ar putea fi amânată cu cel puțin două săptămâni din această cauză, în timp ce ministrul rus al apărării, generalul Shoigu, a venit cu niște, știu eu, declarații greu de crezut, și anume faptul că ucrainenii ar fi distrus barajul deoarece Rusia pregătea o mare ofensivă în zonă. În sud, în Kherson, Rusia avea cele mai slabe unități, se baza foarte mult pe apărarea naturală oferită de fluviul Nipru și în niciun caz nu pregătea acțiuni ofensive în urma tuturor rapoartelor care au fost în zonă. De altfel, Shoigu a fost prins și cu o minciună mult mai mare. Armata rusă a filmat distrugând niște utilaje agricole ucrainene, spunând că acelea sunt tancuri Leopard. Bineînțeles, filmările erau destul de neclare, tocmai pentru a crea această confuzie, dar analiști militari și experți au arătat minciuna ministrului rus al apărării. Așa că este greu de crezut Shoigu. Era greu de crezut și până acum, dar de acum încolo este și mai greu de crezut în ceea ce declară. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru informații.